Sfinte Valentinul meu, care ești într-un restaurant romantic, fie lumânărele tale, facă-se cinele tale în doi, precum la Paris, așa și la București. Dă Valentine, ca de 14 februarie, să nu posteze alte fete pe Instagram poze cu buchete costă 15 trandafiri și să vadă iubita mea și să-mi reproșeze eu la cum poate. Dă Valentine, ca nu cumva să o sune o prietenă, să-i spună că a rezervat gagiu-so o masă la un restaurant unde un pahar de vin costă cât 12 damigene în magazin. Dă Valentine să nu-i arate algoritmul de la Instagram poze cu cupluri în Roma, Paris și alte locuri romantice și ea să-mi spună: "Îl a adus-o la Paris, tu mă țin berceni." Dă Valentine să nu trecem pe lângă magazine care au inimioare de pluș de 6 metri și să vadă iubita mea asta în vitrină. Dă Valentine să nu mai auzim la radio reclame cu luna cadourilor pentru îndrăgostiți. Și nu în ultimul rând, Valentine, Vali, Vali, frățiorul meu, te rog eu frumos, dacă ții la noi, la bărbați, blochează toate postările cu căsătorii de acum până pe 9 martie. Ca ta este dragostea și romantismul și... Ce faci acolo? Păi mă rog, că eu sunt o fire vlavioasă și mă rog pentru noi. Ieși pentru... un pic, am ceva de făcut. Sfinte Valentinul meu, care ești în raiul iubirii și nu al bădărăniei, dă Valentine ca de 14 februarie să nu-mi aducă 3 garoafe obosite pe care i le aducea lui Dirigăsa în clasa a 5-a. Și dă Valentine